scandal uria la Pro TV, cine a ajuns în finala României au talent video? Este iar scandal, după novedie a celei mai vizionate emisiuni din istoria televiziunii din România. La Românii au talent, de la Pro TV, juriul nu a vrut să decid care să fie al doilea concurent al serii trimis în final, având de ales din 10 concurenții, în cea de-a doua ediție a Galelor Live, Ianis Anghel, Leonardo Dragusin, Trupa Idiot, Vladen Ioana, Vlad Zapuient de Gest, Badea Brothers, Joric Papuzoi, Alex Stefanescu, Anastasia and Sergei. Asta, după ce el a fusese ales de votul publicului. Pe locul din final au ajuns să se bată Alex Stefanescu și Trupa Idiot. Andrei Florin Celinescu l-au preferat pe Alex Stefanescu, în timp ce Mihaela Redulescu și Andy Moisescu au votat pentru Trupa Idiot. Fiind egalitate, cei care au decis cine ajunge în final a fost publicul. Iar fanii Pro TV l-au votat pe Alex Stefanescu, i-a început scandalul pe internet. Unii i-au criticat pe jurai, alii pe concurenții, iar unii au ajuns să se certe între ei pentru modul în care au votat.